Salutare și bine ați venit pe 10lainfo.com. Eu sunt Paul Someșan și în acest videoclip, după cum v-am promis în ultimul videoclip de pe acest canal, vom rezolva și rândul 2 de la testul de C-Sharp pe care eu l-am dat ieri. Eu ieri am fost pe rândul 1, deci problemele pe care le voi rezolva astăzi vor fi la prima vedere. Nu am avut timp să mă uit peste ele pentru că am fost și la școală și așa mai departe, dar în general, la cum îl cunosc eu pe profesorul meu, a dat niște probleme destul de asemănătoare. Totuși, care probabil se abordează diferit. Bun, o să mergem aici pe PB Info, cum am făcut și data trecută. O să deschid un nou window în care o să luăm problemele pe rând. Aici vrea problema 405, în care îți folosim funcții pentru număr prim și pentru suma cifrelor. Ok, deci o să scriem aici 405 și să vedem ce vrea această problemă. Sumă cifre nr prime, se dă un șir cu n numere naturale, transformatorul cifrelor numerelor prime din șir. Suma cifrelor numerelor prime din șir. Deci prima dată identificăm numerele prime și pentru fiecare număr prim calculăm suma cifrelor lor. Ok, nu sună foarte complicat, dar trebuie desigur să o scriem prima dată. O să avem nevoie de un n, după aceea o să avem nevoie de un vector, să-i zicem A. Nu știu ce tot are aici. Tot scrie reference. Mă rog. Așa, haideți să facem citirea. N egal cu convert.toInt32 de console.readLine. După aceea vrem să citim tot șirul cu elemente, asta îl vom face cu ajutorul unui string, string s egal cu console.readLine.split, asta e un fel de strtoc, da? Numai că știi automat că e vorba de spații. După aceea o să parcurgem cu ajutorul unui i de la 0, i mai mic decât m plus plus i, toate aceste elemente din șirul S și o să le punem în șirul A. Deci a de i va fi egal cu int.parse, e același lucru cu convert.string de ceva, int.parse, exact același lucru, e vorba de s de i. Desigur, înainte de chestia asta trebuie să redimensionăm vectorul a, a egal cu new int de n plus 1. Bun, am făcut acest lucru. Acum, mai departe, va trebui să verificăm pentru fiecare element din vector dacă este prim sau nu. Dacă este prim, să adăugăm la o sumă sum cif prim egal cu 0. O să parcurgem vectorul mai mic strict decât n aici, plus plus i. Dacă este prim, is prim de a de i, o să facem sum cif prim plus egal sum cif, nu, asta e o funcție pe care o facem noi, va fi plus egal sum cif de a de i. Perfect, acum ar trebui desigur să scriem aceste două funcții. Vom avea static bool prim is prim, mă scuzați, de int nr, numărul nostru, int contor egal cu 1, int d egal cu 2, while nr mai mare decât 1, int p egal cu 0, while nr mod de egal egal 0, nr slash egal de p plus plus. Aici o să facem contor ori egal p plus 1 și după aceea avem aici d plus plus, dacă d ori de... wow, am scris if și mi-a scris chestia asta, if d ori de mai mare decât n, d egal cu n, dar nu e n, că e vorba de fapt de nr. Na.
Adică NR. Bun. Și acum, return practic contor egal egal cu 2. Și știi automat să convertească la bool această expresie. Bun. Și acum, al doilea lucru pe care îl avem de făcut, să scriem în funcție care calculează suma cifrelor unui număr trimis de la tastatură. Int sum, nu mai știu cum e ce, sum cif de int NR din nou. Wow. Deja mă enervează autocompletion-ul ăsta. Int sum egal cu 0, while nr mai mare decât 0, nr sum plus egal nr mod 10, nr slash egal 10, adică le împărțim pe număr la 10, aici să nu uităm să dăm return sum. Bun, și dacă n-am greșit ceva, asta ar trebui să fie rezolvarea primei probleme din test. Desigur, nu aici, da, o să dăm aici dot net run. Și putem, cred că să-i dăm, o să iau de pe pb.info exemplu de aici. Copy. Îi dăm paste aici. Și am uitat să afișăm ceva, da? Aici console.write de sum cif prim. Bun. O să o luăm de la capăt. Iar îi dăm run, dar de fapt numai se deschidă terminalul. Dăm .NET run și punem din nou ce am vrut noi și ne dă 20, care nu cred că este corect. Dacă nu mă înșel, trebuie să dea 31. Ok, haideți să ne mai uităm o dată ce am fi putut greși. Sunt cif prim. If is prim de ADI. Nimic de câte, if is prim de ADI. Sum cif de ADI, ok. Aici is prim funcționează corect, oare? Contor egal 1. Int număr de egal 2. Pe nr modulo de 0, nr slash egal de p plus plus, contorul egal p plus 1. Da? D plus plus de ori de mai mare decât număr, număr egal cu D. Ok. Return contor egal egal 2. Și atunci aici suma număr, număr mai mare decât 0, sunt plus egal număr modulo 10, număr slash egal 10. Ok, returnăm suma. Și aici să vedem puțin dacă am scris totul așa cum trebuia. Haideți să facem un test. Write de ADI plus spațiu. Ok, acum ar trebui să funcționeze. Adică nu să funcționeze, ci să vedem. Da, trebuie să dau .NET run. .NET run, aici am uitat punct, punct și virgulă, corect. O să-i mai dăm o dată să vedem dacă acum funcționează. .NET run. Da. Aici să vedem. String s egal cu console.readline.split convert.to int 32. Mă rog, oricum n-ar fi trebuit să fie asta problema, pentru că nu are cum să greșească la așa ceva. Bun, mai dăm o dată run. Poate acum o scoatem la capăt cumva. .NET run. Așteptăm. 53.417. Da, e egal cu 0. Asta era greșeala. O greșeală extrem de stupidă, dar îmi meritam soarta. Sum cif prim
plus egal sum civ de a de i. Ok, perfect. O să mai testez scurt, deși acum funcționează cu siguranță. .NET run. Paste. Și vedeți că ne dă 31. Am pierdut super mult timp cu problema asta, deci o să sar direct la următoarea. Funcționează, este totul bine. Dar, cum spuneam, mi-ar fi plăcut să nu greșesc pentru a nu pierde așa de mult timp. Bun, următoarea problemă este problema 780 cu cel puțin funcție pentru citire având parametrii out. Ok, 780. CMMDC sum, se dă mai cu linii și în coloane și elemente numai naturale. Calculați cel mai mare divizor comun al sumei elementelor de deasupra diagonalei principale și al sumei elementelor de sub diagonala principală. A, deci CMMDC, ok. O problemă foarte interesantă din punctul meu de vedere. Da. O să avem nevoie clar de un static int n. Static int matricea noastră cu virgulă. De fapt, da, o să le declar local, de fapt, ca să fac funcții pentru ele. Pentru că asta îmi zice domnul profesor acolo, vreau să fac funcție de citire în care să folosesc ref. Citire de ref n ref a. Static void citire de ref int n ref int a n egal cu, nu ref, cred că vrea out să folosesc. Da, vrea să folosesc out, nu ref, de asta mi-am dat seama acum. Out și out. N egal cu console.readline așa .toInt. Nu cred că funcționează, dar o să încerc pentru că teoretic ar trebui să funcționeze. Da, nu există așa ceva. Mâna că poate există toInt. Int.parse de console.readline. Asta este n-ul, după aceea e egal cu 0, i mai mic decât n plus plus i, string, din nou s egal cu console.readline.split și după aceea vrem practic să parcurgem acest vector și să luăm elementele și să le punem în ADI de j. ADI și J va fi egal cu convert.toInt32 de S de I. Ok, asta este modul în care se face citirea. Cam asta ar fi. Da, asta este tot dacă nu mă înșel. Da, that's pretty much. Ok, bun, după ce am făcut citirea, acum vreau să calculez suma elementelor de deasupra diagonalei principale și cele a suma elementelor de pe a doua, de sub diagonala principală. Int sum 1 egal cu 0, sum 2 egal cu 0, for int i egal cu 0, i mai mic decât n, plus plus i, for int j egal cu 0, j mai mic decât n plus plus j, if i mai mic decât j sunt sub diagonala principală, sunt deasupra de diagonala principală, mă scuzați, asta înseamnă că avem sum 1 plus egal a de i și j, else if i mai mare decât j, suntem sub diagonala principală și atunci avem sum plus egal a de i și j. Acum vrem să calculăm CMMDC dintre sum 1 și sum 2. Asta se calculează destul de simplu. Dacă vă amintiți algoritmul lui Euclid, while sum 2, inter egal cu sum 1 modulo sum 2, sum 1 egal cu sum 2, sum 2 egal cu r,
Și aici să punem sub 1. Console.write de sum 1. Perfect, asta este practic, așa se calculează CMMDC-ul. Bun, haideți să vedem dacă funcționează. .NET run. O să mă duc să-mi iau de aici exemplu. Am dat ceva erori aici. Linia 14 cu 21. 14 cu 21. Corect. A egal cu new int. Da, să nu uităm de chestia asta. Este foarte importantă. M plus 1 pe M plus 1. Save. Bun, îi mai dăm o dată run. .NET run. Ok, aici iar am greșit ceva scurt. Linia 32. Așa. Mai mare decât 0. Mai dăm o dată run. Acum sper să nu mai există greșeli. .NET run. Bun, și ne dă 1. Nu este bine ceva. Calculați cel mai mare divizor cu 1 al sumei elementelor deasupra diagonalei principale și al sumei elementelor de sub diagonala principală. Reprezintă valoarea calculată. Elementele mari cel mai mici decât 1 milion. Cel puțin un element situat deasupra diagonalei principale și cel puțin un element situat sub diagonala principală sunt nenule. Ok. Diagonala principală cred că e I egal cu J. Atunci, sigur nu am not egal, sum 1 egal cu sum 2, sum 2 egal cu R. Aici sunt destul de sigur că e corect ce am scris. Să vedem. Da. Suma elementelor de aici ai 8 cu 8, 16, 26, 29. Nu, stați, asta nu e diagonala principală, aici ai diagonala principală. 3 cu 5, 8 cu 6, 14, 20, 30. Și sub diagonala principală este 36. Pare că nu sunt bine făcute sumele la o primă privire. Hai să-ți afișăm soluțiile. Console.write de sum 1 plus sum 2. Ok, mai dăm o dată run. .NET run. 40 și 41. Clar nu sunt bine calculate sumele. Aici am pus bine elementele. Cred că le-am pus bine. S de J. Ok, da. Asta a fost greșeală. Atenție, aici am pus S de I. Și categoric din cauza asta nu a mai funcționat nimic. Aici pot să șterg inclusiv ăsta, să nu mai pierd vremea după. .NET run. Și acum punem aici matricea noastră și ne dă 6 răspunsul corect. Din nou am greșit la niște chestii foarte mici. De asta iar am pierdut destul de mult timp, așa că o să mă grăbesc foarte tare. Vreau și acest subiect să-l termin 30 de minute, deși pe subiectul ăsta nu mai rezolvat niciodată. 156. Scrieți un program care citește la tastatură reușit de cel mult 50 de caractere, cifre, litere al alfabetului englez și spații, șirul conține cel puțin o literă, apoi costește în memorie și avisează pe ecran șirul de caractere obținut din citirea din șirul citit prin eliminarea tuturor caracterelor care nu sunt litere. Ok. Bun, chestia asta se face destul de rapid și destul de ușor, deci aici probabil îl scoatem în 3 minute.
Ok, o să am clar un string, string s egal cu console.readline for int i egal cu 0, i mai mic decât s.length plus plus i, if not is literă de s de i, s egal cu s, aici o să pun acoladă, s egal cu s punct sub string de 0 i plus s punct sub string de i plus 1. Perfect, așa se șterge caracterul i de aici, pentru că ăsta practic concatenează toate elementele și lui până la i și aici de la i încolo, sărind peste i, că de-aia am pus i plus 1. Deci, în concluzie, așa s-ar șterge. După aceea, desigur, o să dăm și un minus minus aici ca să verificăm încă o dată și pentru următorul caracter. Aici o să fie o funcție static bool is literă de char ch, return ch mai mare decât a micuț și ch mai mic decât z micuț sau ch mai mare decât a micuț și ch mai mic decât z mare, mă scuzați, nu micuț. Să mai închidem, mai deschidem și închidem aici niște acolade. Așa, bun. Deci, bănuiesc că asta este cât se poate logică. Dacă este literă, ne face chestia asta. Desigur, să nu uităm console.write ds. Bun, și cam asta este rezolvarea acestei probleme. Verificăm dacă e literă, dacă nu, îl ștergem și asta este. Ok, .NET run. Și o să-i dăm aici fix șirul de aici, ca să nu mai pierdem vremea. Paste. Da, deci pe mergem pe munte, pe mergem la munte. Pe mergem la munte. Aici, cred că e bine. Mergem la munte. Aici aș șterge și pe A, da? A, ok, da, mai mare sau egal. Aveți grijă, mai mic sau egal, mai mare sau egal, mai mic sau egal. Egalul după. Așa, da, vedeți că pe A nu mi l-am mai pus. Îi mai dăm o dată run. .NET run. Îi dăm cu paste. Bun, pe mergem la munte. Acum este corect. Putem trece la următoarea problemă, pentru că aceasta a fost rezolvată corect. Aveți grijă la funcția aia de bool is literă. M-am păcălit, am pus string mai mare decât a, treia mai mare sau egal decât a. Ultima problemă, 1001, fără niciun soi de constrângeri din partea profesorului, pot să o rezolv practic cum vreau eu. Problema se numește rotund. Spune că un număr x este rotund dacă este un număr natural nenul k mai mic strict decât numărul de cifre ale lui x, astfel încât prin permutarea circulară a cifrelor numărului cu k poziții la dreapta se obțină numărul inițial x. Ok, se dă un șir cu n elemente numere naturale. Câte elemente din șir sunt rotunde și care sunt acestea? Se va defini și apelați programul rotund care verifică dacă un număr natural transmis ca parametru este rotund. Ok, da, 3, 2, 3, 2 este rotund, 1, 4, 1, 4, 4 este și 7, 7 este. Ok, cred că o să facem cu stringuri, cel mai simplu deocamdată și nu scrie niciunde că n-am avea voie să folosim stringuri. Și atunci non-stop o să permutăm stringul către dreapta și verificăm dacă este sau nu este rotund. Ok, așa vom face. Avem, cred că, numărul de numere pe care le citim, da, de la tastatură, da? Atunci o să avem un static int n, un static string s, după aceea o să avem aici n egal cu convert.to int 32 de console.to readline. Așa, după ce o să avem s egal cu console.readline. Perfect. Și punct split.
split. Acum putem parcurge șirul nostru. Prima dată le numărăm și după aceea le afișăm. Int un contor egal cu 0, for int egal cu 0, i mai mic decât n plus plus i, if rotund de s de i, avem un contor plus plus, console.write de contor plus backslash n, for i egal cu 0, i mai mic decât n plus plus i, if rotund de s de i, console.write de s de i plus un spațiu după. Perfect. Și asta ar fi partea de main. Acum haideți să implementăm cele două funcții de care am zis că avem nevoie. Adică una, mă scuzați. Static bool rotund de string s. Și acum vom verifica dacă stringul s este rotund. Cum facem acest lucru? O să ne luăm un string copy s egal cu s, for int egal cu 1, i mai mic decât n, plus plus i, nu decât n, decât s.length. O să permutăm cu i poziții către dreapta, permutare către dreapta, dar cred că dacă e permutabil către dreapta, e automat permutabil și către stânga, adică e același lucru că merg spre dreapta sau că merg spre stânga, adică asta nu mă afectează deloc. În concluzie, nu contează în ce direcție îl permut. S egal cu s.substring de 2, de 1, de la 1 încolo, plus s de 0. Așa, practic, acum iau s egal cu s.substring de 1, adică de la poziția 1 până în capăt, plus s de 0. L-am permutat. Și acum, if s egal egal cu copie s, return true. Și dacă nu, dăm aici un return false. Bun. Sper că funcționează chestia asta, adică da, practic n-ar avea de ce să nu funcționeze. Cam asta ar trebui să fie. Aici mă gândesc doar în cazul în care am, să zicem, lungimea 2 egal cu 1. Îl aduc pe ăsta aici acolo și după aceea practic eu aș mai stric mai mic decât 2. Da, e bine. E bine. E bine. E bine. E bine. E bine. Bun, haideți să vedem dacă vrea să funcționeze. .NET run. O să vin aici să-mi iau șirul meu de aici. Să le punem. Să vedem ce ne dă. 3, 2, 3, 3, 1, 4, 7, 7, 7. De ce îmi dă 13? De ce? Ce am afișat aici? Contorul plus. Nu știu de ce, am mai observat că face figuri dacă pun cu apostrofuri, deși backslash n e caracter. .NET run, mai punem o dată paste și le dăm 3, 3, 2, 3, 2, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 7, 7, exact cum le dă și pe pbinfo. Bun, cam asta este rezolvarea și subiectului al doilea, al rândului al doilea. Ați văzut că aici un pic m-am mai bâlbâit la primele două probleme, mai ales pentru că v-am spus probleme, n-am apucat să mă uit peste ele, știam că în principiu seamănă, deși ați văzut că ultimele două probleme n-au semănat, știam că aproximativ seamănă și că ar fi pentru voi mult mai interesant să le rezolv aici pe viu, cum s-ar spune. Sunt niște greșeli care ni le permitem să le facem pentru că ați văzut nu mi-a luat foarte mult să le găsesc. Totuși, vedeți că timpul indică 29 de minute de când am început acest videoclip și testul a fost de o oră jumate. În concluzie, timpul este berechet, suficient, să apucați să rezolvați aceste probleme. Eu consider că este un subiect de C-Sharp bun, de un nivel de dificultate cum ar trebui să fie testele la Mate Info.
Deci, în concluzie, consider că poate fi un antrenament foarte bun și pentru voi, aceste două rânduri. Dacă nu vreți să vă uitați la rezolvările mele, vedeți la începutul videoclipurilor clar problemele pe care o să le rezolv și astfel le puteți încerca și voi singuri. Consider că am fost de ajutor, vă mulțumesc mult pentru vizionare, nu uitați să dați like și subscribe dacă ați găsit util acest videoclip, iar noi, desigur, ne vom revedea într-un videoclip următor. Să aveți o zi minunată!